Două mașini au fost făcute zub după ce s-au lovit violent în centrul capitalei. În urma impactului, una dintre ele a ajuns într-un zid de piatră de pe marginea carosabilului. De vină ar fi viteza, spun martorii. Așa o păltură mare, a fost un puternic zgomot. Aici stăia cu mașina de la Vale, vine din partea de la Vale și mai spună lumea că el vine cu o viteză mare. Accidentul s-a produs în jurul orei 18 la intersecția străzilor Dosoftei și Toma Ciorbă. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a avut de suferit, însă ambele mașini au fost făcute praf. Poliția urmează să stabilească cine se face vinovat de accident.